Hai să vă zic o fază foarte șmecheră. În curând o să avem o nouă taxă de plătit. Este vorba de suprataxa de 1% pe an la cei care au proprietăți a căror valoare cumulativă este mai mare decât 500.000 de euro. Încă n-au spus cum o să calculeze această valoare, dar sunt sigur că se referă la valoarea din grilele notariale actualizate, adică ultimul an. Și an de an se va face respectiva calculație și o să vezi dacă te încadrezi sau nu în cei 500.000 de euro ca să plătești 1% pe an. Adică dacă ai proprietăți a căror valoare cumulată este de 500.000 de euro sau mai mult, o să plătești pe an 1% din această valoare. Adică de la 5.000 de euro în plus. Dacă ai proprietăți de 1 milion de euro, o să plătești 10.000 de euro pe an. Dacă ai proprietăți de 2 milioane de euro, 20.000 de euro pe an și așa mai departe. Cea mai tare fază este că am luat și o grila aia să mă uit pe ea. Grila notarială din ultimul an care există pe net. De informație publică, ultimul an fiind 2022. Cele mai șmechere zone și cele mai scumpe sunt Unirii, Universitate Romană. Zona de nord, în mintea lui Ceaușescu, cred că era o zonă secundară, de genul Primăverii, Dorobanți, Răstrău. Nu, acolo nu sunt cele mai scumpe proprietăți conform grilei. Cam așa stăm. Nu știu cum calculează guvernanții noștri, la ce s-au gândit ei când au băgat această taxă, pentru că multe persoane și-au impozitat banii, au ajuns să-i dețină pe persoană fizică. De obicei, oamenii care dețin bani pe persoană fizică, banii respectivi au trecut prin toate filtrele de impozitare, nu sunt făcuți ilicit, n-au de ce să se teamă, îi țin în contul România și pot cumpăra bunuri de genul acesta. Adică ei nu impozitează cripto, nu impozitează cei pe piață de capital, nu impozitează alte forme de activități, dar s-au dus soțioare pe proprietăți și nu pe orice proprietăți, pe alea pe persoană fizică. În condițiile în care foarte mulți cumpă pe persoană juridică tocmai ca să sară, să mai plătească statului TVA-ul de 19%. Ia gândiți-vă voi cam ce concurență cinstită este în momentul de față între cei care închiriază pe persoană fizică și cei care închiriază pe firmă. Păi pe aia pe firmă n-au nicio problemă să plătească suprataxă, iar ăștia persoană fizică trebuie să plătească suprataxă. Pe care ce faci? O bagi în chirie, dacă o bagi în chirie o să fii mult prea scump și oamenii nu o să dorească să închirieze de la tine. Pe când aia care au proprietățile pe firme, care nu au plătit nici TVA-ul, aia stau bine mersi și o să fie regii jocului. Așa că dacă aveți proprietăți pe persoană fizică închiriate și depășesc plafonul respectiv, puteți să plecați acasă sau să băgați banii în altceva. Este adevărat că noi ar trebui să impunem regulile jocului. Noi care muncim, noi care investim, noi care ne zbatem creierul să le plătim salariile ăstora, pentru că la un moment dat toți banii care colectează ei de la noi, așa ajung în buzunarele lor cumva, nu? Și totuși, tot stresul este la noi. Uitați-vă la deficit, uitați-vă la ce se întâmplă. Da, e foarte șmecher asta cu 1%. Sunt sigur că unii dintre cei care vă uitați la acest film în momentul de față, vă aflați în situația respectivă și nu o să vă convine să dați acel 1% an de an statului român. Uite, o să vă dau un exemplu și o să închid această discuție. Proprietățile imobiliare scumpe au și o rentabilitate foarte mică la închiriere, undeva pe la 3%, 4% cel mai bun caz, mă refer la cele scumpe, da? 1% cu reparații și cu, deci 1% îl dai la ANAF împreună cu reparații, împreună cu CSS și ce mai ai tu de plătit, da? Deci îți mănâncă 1% din procentul respectiv de rentabilitate anuală. Și acum trebuie să le mai dai și ăstora 1%. Cu ce mai rămâi? Cu 1%, 2% din valoarea proprietăților? Nu o să mai aibă sens să mai deții proprietăți de închiriat. Da? Și atunci o să le vinzi? Sau, în mod normal, prețurile la astfel de proprietăți ar trebui să scadă dacă, într-adevăr, o să implementeze această taxă. Cum să spun, discuția asta poate să fie cu infinite variabile și oamenii pot să dezbată în toate pozițiile. Dar cea mai tare idee asta, grila notarială. Ăștia care aveți proprietăți în Unirii, Universitatea Romană, puteți deja să le puneți pe acum, să scoateți la vânzare. E foarte șmecheră chestia asta.